Mă numesc Maria și m-am născut pe 3 noiembrie 2004, o zi în care Saturn avea o mișcare retrogradă. De aceea eu am o karmă negativă, sau cel puțin cred că am una. Eu voi scăpa de această karmă peste 10.759 de ani, adică atunci când Saturn va termina o rotație completă în jurul Soarelui. Și toate problemele au legătură cu o singură persoană. 15 septembrie 2011, prima mea zi de școală. Ziua în care mi-am pus dorința să moară în chinuri persoana cu care tata avea întâlnire. Bineînțeles că asta nu s-a întâmplat, iar întâmplările nefericite au continuat. 21 mai 2012, ziua când am câștigat sculcap la handbal și tata... Ei bine, tatăl meu avea ceva mult mai important de făcut. 3 noiembrie 2013, o zi specială, ziua mea. Dar nu atât de special încât tata să nu plece într-o scurtă și extrem de importantă călătorie în Singapore. Dorința mea? Să fie ultima mea zi. Timp de 10 ani, planeta Saturn mi-a jucat feste. Dar asta se va schimba curând, în maxim 10 ori. Bun, dezvolt. Dar până să dezvolt. Dumneavoastră. Eu? Da, dumneavoastră. În ce departament sunteți? Sunt directorul general. Perfecțiune. Sunteți directorul general. Să zicem că ați lucrat 2 săptămâni la un proiect. La ce proiect ați putea lucra 2 săptămâni? O prezentare? Perfecțiune. O prezentare. Un document extrem de important. Să zicem o prezentare care va schimba strategia de dezvoltare și viitorul asociațiilor film. Și această prezentare se află la dumneavoastră în laptop. Și compost și dulceață. Și dacă e, fac și plăcintă. Și niște prăjitură. Petiță, nu vrei un măr? Nu mulțumesc. Hai că-s bune, sunt proaspete. Și Vlăduț la fel. Mănâncă la fast food. Nu, și stă pe telefonul mobil. Asta. Mai mănâncă el și mere. Aia mănâncă. A. Telefon mobil, calculator și tabletă de aia, cum îi zice. Să-i dau un telefon lui Andrei să vină în gară, să ne aștepte, că sunt grele. Fetițo, părinții tăi știu că te-ai dus singură cu tram? Da. Și părinții ca și copiii. Îi dau telefon. Să vină să ne aștepte, că pentru ele am. Cu iCloud veți avea tot timpul documentele companiei. Veți avea prezentarea. E conceptul care va schimba 100% munca dumneavoastră. Mulțumim, domnule Suciu. Eu mulțumesc. Discutăm
și vă vom comunica decizia companiei. Mulțumesc. Eu m-am hotărât. Da? Când putem să începem implementarea MyCloud? Imediat. Vorbim. Sunteți în regulă? Vorbim. Părinții tăi sunt înăuntru? Nu. Călătorești singură? Da, mă așteaptă tata în Sibiu. Interesant. Vreți să-l verificați? Nu? Dacă ai cumva vreo problemă, te rog să vii la mine, da? Nu vă supărați. Știți când au plecat sau când se întoarce doamna de la ghișeu? Nu. Nu ce? Nu știți când a plecat sau nu știți când se întoarce? Nu se întoarce. Păi da, era o cursă spre Cisnădie de la ora 4:05. Era anul trecut. Păi, dar scria pe site. Da, anul trecut. Și când e următoarea cursă? Mâine, la 10. Știi în ce direcție e Cisnădie? Deci nu știi? Trebuie acolo. Mersi.
amuzat, ați glumit și ați râs cu Andreea Esca și Mihai Păponete în cadrul emisiunii la radio. A sosit și momentul să ascultăm cea mai bună muzică la Europa FM. Pregătim rubrica România Frumoasă de pe pagina noastră de Facebook în câteva momente, până vom afla la ce destinație m-am gândit pentru azi. Vom vin pe aceeași frecvență cu tine, cu două cât. Unde mergi, drăguță? Ciznădie? Direcție potrivită, urcă! Taică tău când ajunge? E deja acolo. Dacă așa crezi tu. Te duci la maică ta la mormânt? Dacă tot ajungi în sat? Sunteți cumva din Cisnădie? Sunt din zonă. Maria. Maria. Cred că planetele aliniate au făcut să ne întâlnim. Probabil. O să facem rapid un ocol până Rășinari. De ce? Eu trebuie să ajung în Cisnădie. Repede. Dar de ce te grăbești? Taică tu nici n-a ajuns și nici n-o să ajungă. Nu te cred, știu că vine. Poți să cobor? Și? Crezi că te mai ia cineva cu mașina? Vreau să cobor, acum. Dragă tată,
transferând energia planetelor Saturn, Jupiter, Pluton și Neptun, aliniate și mișcare retrogradă asupra ta, te rog mult să vii. Vreau să vii. Să vină, nu? Martie 2015, ziua în care mi-am pus dorința ca tata să nu aibă vreo întâlnire nici mâine, nici poimâine, nici răspoimâine, niciodată. Ok, poate e cam mult, dar cel puțin astăzi Saturn a cedat.